cum să vă explic eu? Am cumpărat, ați văzut, am cumpărat ăsta, unt și când vreau să-mi fac un sandwich astăzi, trebuie să-l cumpăr calorifer, că eu eram prost și nu l-am scos la topit. Și partea cea mai faină, e că how the fuck I'm supposed to aunge with this? Că îl iau așa și după aia să îl scot de acolo și prostii și de alea. Na. Și între timp, da, ne uităm la chestii trestii că suntem plictisiți. YouTube-ul de seară. Nebun. That's one thing. Și mai am multe pe care nu le-ați văzut în clipurile anterioare și o să intre acum în episodul 7. Deci, fraților, înainte să îmi iau pantalonii de pijama pe mine, pe ea lungi, că acum am pantaloni scurți de pijama, e atâta de frig încât trebuie să îi încălzesc în prim plan, ca să-i pot lua pe mine. Deci, efectiv, tot ce am în troller, totul mi efectiv înghețat. Înghețat, numai din rucsac. Adică nu, aproape. Și să vă povestesc o fază de astăzi. Astăzi când am intrat în Kaufland cu Tocaci, ne-am pus acolo bițele și a venit o doamnă cu un cărucior angajată la Kaufland să aducă cărucioare. Și zice că, bă, acolo n-aveți ce căuta cu bicicletele, că luați acolo, luați bicicletele de acolo, că eu vreau să pun în rândul ăla de cărucioarele. Îi zicem că nu, dar acum acolo am pus-o că n-am putut să legăm, nu le-am putut lega pe ambele în același loc. Bun. Apoi face femeia că, dar păi eu pun cărucioarele unde vreau. Ba, toti. Ba, și am zis, apoi de ce, mă? Și am intrat în magazin și un domn care a venit după noi, a intrat după noi în magazin, îmi face că ne-a lovit bițele. Bine, am lăsat-o așa, n-am zis nimic, no, și apoi am ieșit din magazin, totul a fost ok. Și în magazin m-am dus să-mi iau salam. Să am cu ce să mănânc, chita goală, și îmi mai trebuia ceva cașcaval și așa, nu. Să pot să fac un sandwich. Pa, și mă duc acolo, nu, țaros, ce carne îmi recomandați? Apoi, ia, că asta e salam Fox, special pentru sandwich-uri și prostii, na, ta, 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 ba, bun. Și n-am uit, 3 lei 19, 100 de grame. Uiteam că ce dracu e așa de ieftin. Nu știu cum dracu, s-a atât de prost și de neatent, că am zis în gândul meu că, bă, 3 lei 19 pentru un kilogram, bă, e ok, mai bun. Îmi zice omul că nu, vrei? Da, dă-mi un kilogram. Facem, bă, un kilogram? Sigur un kilogram. Și apoi mă gândesc, bă, stai așa, mă uit la preț. Bă, toti că, nu, dă-mi acolo numai jumătate de kil, să fie. Mai bun, fraților, acum am ajuns la studio. A fost pe la Ionuț, un prieten vechi din grădiniță. I-am rezolvat PC-ul una alta și acum iarăși sunt la studio. Și o să vă arăt cum trece o zi sau nu, o zi, că deja este cât ora 6. O să vă prezint cum îmi trece timpul de lucru la studio. O să bag un timelapse și sper să vă placă.
șosea. Și între timp mai evitez una alta prostii.